Mergem la Comisia Electorală Centrală și depunem semnăturile muncite de echipă din toată țara. Așa o remarcă pentru Comisia Electorală Centrală, dar dacă ar fi un candidat, un om cu studii, un om demn, care ar vrea să candideze pentru funcția de președinte Republicii Moldova, și dacă astăzi, Doamne ferește, persoana asta ar fi invalid, care toată viața lui în colească, dar omul are capacități de a conduce. Uitați-vă aici, Comisia Electorală Centrală și pandus ca să rădiși, ca să intre omul în Comisia Electorală Centrală, nu există. Iată, de când merg cu Tăcianca din deal, practic nicăieri nu există pandusul. Dar aici e comisie de stat, oare un jurist la vreun partid, în cărușor, da, de invalid. Și poftim, a să înțeles, da? Bună ziua! Simbolul electoral înregistrăm. Mazia! Bună ziua! Primiți colindători! Da? E grea munca strânsă din tot țara. Am ajuns. Opa. Aici, aici. Eu vreau încă o dată să mulțumesc fiecare cetățean din fiecare municipiu, oraș, sat, comună, care a semnat în susținerea mea și toată echipa din toată țara care a muncit pentru colectarea. 27.300 de semnături, dar conform legii noi avem dreptul să depunem doar 25.000, dar vă mulțumesc la curs. Bună ziua! Da. Bună ziua, Stelis! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Acum semnăm proces verbal că toate actele au fost transmise Comisiei Electorale Centrale. Ești contact. Vă mulțumim frumos. Mulțumim.